Invitatul nostru de astăzi este zorit de o altă întâlnire într-o localitate apropiată și va trebui să ne părăsească la ora 18 sau 18 și câteva minute. Așa că eu voi încerca să fac o introducere, adică să-i mătur oarecum calea sau să creez o punte între cartea dumnealui și noastră, cei care încă n-ați văzut-o, sau probabil ați văzut prima ediție, aceea din 2002. Parcurgând acest text extrem de dens și cu nenumărate trimiteri academice și cu bibliografie care ne obligă să ne reluăm eventual unele lecturi profunde de filozofie și teozofie, dar și de cultură religioasă, așa, destul de complexă, m-am trezit în fața unei probleme pe care nu am mai avut-o de multă vreme, ca vorbitor. Cu ce să încep? Cu aspectele legate de conținutul cărții, care sigur îi aparțin și sunt legate de personalitatea lui Mircea Eliade ca entitate profund interesată de devenirea ezoterică a individului, sau să cuprind o oarecare prezentare a eseistului, scriitorului, directorului Muzeului de Artă din Timișoara, Marcel Tolcea. Deci aici e o problemă, zic eu, destul de ingrată, pentru că, pe de-o parte, subiectul cărții se impune și te obligă să iei din substanță invitatului și vorbitorului principal al unei seri. Pe de altă parte, să spui că un astfel de intelectual cum este Marcel Tolcea nu putea decât să facă un drum de mare întâlnire cu Mircea Eliade și cu opera lui științifică și cu cea literară, deși substanța este mai ales legată de opera literară, dar printr-o prisma conceptelor teozofice. Categoric, Marcel Tolcea s-a întâlnit cu etapele unei deveniri spirituale a lui Mircea Eliade și eu aș face aici o trimitere la unul dintre textele de început, dar argumentul Marcel la această carte, care un argument care citează un text foarte interesant, vorbim despre Eliade, care nu a fost doar un istoric al religiilor după chipul și asemănarea savanților, de dinaintea și din posteritatea lui, ci a fost un gânditor care și-a respectat drumul față de sine. Și aș citi acest text care mă face de fapt să vorbesc despre Marcel Tolcea. Preluând o situare față de un topos atât de drag lui Eliade, inițierea, aș spune, acceptând deja o formulă ce a devenit loc comun și nu fără avea disimulată tentativă de autocauționare, că mai important decât capătul drumului este drumul în sine, proba lui. Cred că această carte, de fapt, este o probă a drumului în sine, a drumului întâlnirii lui Marcel Tolcea cu Eliade, cu proza lui, cu mai ales cu anumite texte și aici m-aș remarca faptul că a preferat Noaptea de Sânziene, Secretul Totului Ionii Bărgă, 19 trandafiri, ca texte care vorbesc despre un anumit raport cu timpul, despre o poartă de intrare într-un alt timp, despre scăparea de temporalitate ca o formă de limitare a sufletului uman. Faptul că Marcel Tolcea a făcut o teză de doctorat pe această temă, că a editat o carte acum aproximativ 10 ani, și că revine cu o ediție revăzută și adulgită, arată de fapt că acest drum către sine este de fapt un drum în spirală către un centru. Și atunci era evident că una din temele
importante ale cărții se referă la centrul ascuns și la aceste avatare ale centrului ascuns. Revenind la Eliade, cred că este foarte important faptul că această carte caută să detabuizeze unele aspecte ale creației științifice și literarele lui Mircea Eliade, adică și ale drumului său în România, relațiile pe care le-a avut cu extrema dreaptă, mutațiile care s-au produs după aceea și faptul că, obținând în America o catedră pe care a gestionat-o atât de personal, a fost adeseori atacat pe considerentul că ar fi fost un savant de birou, mai degrabă un empatic cu metaforele și cu camuflarea, nu doar a sacrului profan, și cu camuflarea oricărui mesaj în textul literar. Pe de altă parte, foarte mulți au încercat să vadă literatura ca un traseu separat de lucrările științifice și cartea lui Marcel Tolci arată că o bună așezare în lectură este doar aceea care reunește cele două dimensiuni, și savantul și creatorul atât de prolific în materie etică. Cred că aș reveni la cuvântul inițiere și aș face o privire la dedicația de pe prima pagină memoriei părintelui Mihail Avramescu, cel pe care l-a întâlnit în anii adolescenței și după aceea care a făcut o intrare într-o zonă a gândirii tradiționale, tradiționaliste, și profesorul Eugen Todoran, care desigur i-a urmărit pașii în formarea academică. Cred că această formă de inițiere prin întâlnirea cu oameni remarcabili care deschid căi către propriul sine este și forma prin care Marcel Tolci încearcă să ni se arate, de fapt, în acest demers vis-a-vis de Mircea Eliade. Cred că orice carte a unui autor vorbește mult despre subiectul abordat, dar și despre sine. Și aici aș încheia cu aspectul legat de alchimie și de treptele alchimizării spirituale. De faptul că nu există nicio formă de progres fără etapele de moarte și fără de acele etape de renaștere. Teme pe care Eliade le-a privit cu extrem de multă atenție. Acum, eu într-un scurt demers am încercat să evit, dacă se poate, nu știu dacă am reușit, locurile comune, pentru că asemenea tuturor marilor nume ale unei culturi minore, Mircea Eliade este un mare nume pus în niște grile, în niște taburi, în niște formule devenite lemnoase, pietrificate și care nu mai permit mesajului scriitorului și cercetătorului să respire viu către cititorul din orice generație. Cred că, de fapt, cel mai important lucru pe care a reușit să-l facă Eliade și aici Marcel Tolci își construiește demersul și pe această idee, este că a reușit să facă o relație între tradiții, istoria religiilor, plecând din Orient până în formele desacralizate ale Occidentului, dar a făcut această relație punând în permanență în corelare cu sentimentul viu al sacralității. Este chiar pe dosul afirmației niceene în care Dumnezeu este mort și, de fapt, este o reafirmare a nevoii omului de existență sacră.
Îmi voi permite să-i mai pun întrebări pe Parcurs, dar revin cu observația că ne va părăsi destul de curând, cred că este... Definitiv. Nu definitiv, nu, dar astăzi. Cine dar poate că am o întâlnire. Nu? Am văzut că ați fost risc. Da. Cred că e firesc să îi dau voie să se exprime și să permit să-i pun întrebări ulterior. Dar să vă rândem și pe dumneavoastră să îi puneți întrebări unui cunoscător al acestui subiect, de altfel extrem de vast și de alunecos. Zona Iliadă este o zonă permanent minată. Nu doar misterioasă, dar permanent minată. Vreau să vă spun că nu sunt specialist în Mircea Iliade, să ne înțelegem bine. Există foarte puțini specialiști în Mircea Iliade. Domnul Tine Lungureanu ar fi, de pildă, specialistul Mircea Iliade. Eu știu din Iliade exact atâta cât trebuie să... și nu știu dacă exact, cum am fost un politicos cu politețea. Știu cât trebuie ca să încerc să văd cum stă treaba cu un Iliade pe de care eu aflam la 17 ani de la părintele Mihail Abramescu, o serie de lucruri care mi se păreau tulburătoare. Tatăl meu, îmi permite să stau să nu... Întotdeauna când stau în picioare și publicul stă, am senzația să predau. Am reflexul pavlovian al profesorului, cum vede un amfiteatru, cum dă din mână. Așa cum nu mai vede amfiteatru, devine... Mulțumesc. Tatăl meu era primar în Jimbolia. Eu sigur că nu le spuneam părinților mei că mă duc să mă întâlnesc cu Popa Abramescu, despre care știam că vine, la care știam că vine fiecare an, Nina Casian, de pildă, Cornel Ungureanu, Feiujică, că vin diverse personalități, că soția lui fusese colegul Monica Robinescu. Așa că, spunea contul la discotecă și, într-adevăr, mergeam la unul dintre cei mai mari DJ, în sensul nobil al cuvântului. Pentru că DJ-ul la care amestecă pe masa lui tot felul de lucruri, părintele Abramescu le așeza într-o armonie extraordinară despre Grigore Palama, despre René Guénon, despre Ananda Kumarashvami, despre Meister Eckhart, despre cine știe câte nume ciudate, despre Steiner, despre Madame Blavatsky. Lucruri pe care la 17 ani nu înțelegi nimic. Nu înțelegeam absolut nimic. Însă, asemenea oricărui adolescent, atunci când este fascinat de ceva, ești îndrăgostit de persoana respectivă, empatizezi total și vrei să-i arăți că merită atenția pe care ți-o dă. Și citeam cărțile respective, s-a nimerit ca sezonul întâlnirii mele să fie unul propice. Am pus mâna pe gândirea indiană în texte și Bhagavad Gita traduse de Sergio Al George. Visam să mă duc într-un ashram, astăzi n-aș sta nici într-un cort la Gărâna, dacă mă întrebați exact. De fiecare dată când mă duc la festivalul de jazz, mă și imaginam în Himalaya, într-un ashram fără condițiile minimale de subsistență. Dar aia e vârsta. Mi-am procurat o gramatică a lui Simeski, am ajuns la facultate, am luat o gramatică a lui Rânu. Am început să învăț caracterele de Vanagari. Părinții mei au văzut că sunt neapărat pe care de consecințe. Și eu m-aș fi văzut altfel despre copilul meu dacă aș fi găsit o pălărie în care puneam caracterele de Vanagari și de luam ca să le știți, să scriu cu bara de sus, care dau, nu, de fapt, nu sunt nici sunete, ci grupuri de sunete care nu sunt silabe, sunt și ele se preschimbă în clipa în care se întâlnesc două caractere, cea mai departe. Și atunci am aflat despre faptul că Abramescu avea o revistă, Memra Logos, în perioada interbelică.
atunci am vorbit despre el, despre Isihască, fără să știu că el a fost unul dintre personajele de la Rugul Aprins, fără să știu că el a dus acolo pe Andres Crima, pe cel care avea să devină secretarul Patriarhului Ecumenic al Atenagoras, al Constantinopolului, și cel care la Conciliul Vatican II avea să fie omul care a negociat între Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică condițiile unui condițiile conciliare. Când am intrat în facultate și am început să citesc René Guénon, René Guénon era este un scriitor destul de greu de frecventabil în cultura franceză, în cultura europeană, pentru că este unul dintre marii anti-modern. Seria aceasta a scriitorilor, a gânditorilor reacționari, nu în sensul comunist al cuvântului, ci în sensul etimologic al reactivității față de lumea modernă, începe cu Joseph de Maistre. Literatura română nu este cunoscut prea mult un text al lui Cioran, care este formidabil în ceea ce privește viziunea asupra modernității europene. E un text care este postfață la Duclab și la Le Soleil de Saint-Pétersbourg, unde Cioran vorbește de fapt despre condiția lumii moderne, despre ierarhie, despre dispariția claselor sociale și despre ceea ce se cheamă confuzia valorilor și diminuarea aspectului spiritual. Astea, în relație cu Mircea Eliade, am pus să mă întreb, oare ce este Mircea Eliade, de ce a trebuit să ascundă lucrurile astea? Eram adolescent și nu-mi dădeam seama despre de ceea ce se întâmplă, să zicem, în arena luptei marilor idei, care este miza acestei camuflări. Era un cuvânt drag din Eliade. În facultate am avut șansa să stau în preajma domnului profesor Tudoran, domnul profesor Tudoran de altfel m-a șivat asistentul domniei sale după 1989 și am i-am propus domnului Tudoran o lucrare Mircea Eliade și Lucian Blaga, problematica mitului. A fost prima mea în 79 se întâmpla asta. A fost prima lucrare, de fapt, care trata o asemenea tematică. Sigur că era ingenuă, nu mă refeream la, decât la problematica mitului și era, dacă se poate spune așa, mai mult o comparație entomologică. Era insecta Eliade și insecta Blaga, dacă îmi permiteți formula. Și în timp ce spuneam că insecta Mircea Eliade, în ceea ce privește mitul, face așa, mitul este povestea unei început, etc. La Blaga, dimensiunea poetică, așa mai departe, fără să știu că o să mă întâlnesc cu el în clipa în care o să citesc traducerea lui Henri Corbin a unui gânditor arab, Ibn Arabi, unde se vorbește despre imaginal și despre faptul că imaginalul, în sensul european al cuvântului, în sensul modern, este ficțiune. Ea nu are niciun fel, nu se regăsește niciun fel asemenea viziune în, să zicem, în viziunea soteriologică mântuitoare, în ceea ce înseamnă adevărul care poate să creeze consecințe în viața noastră. Pentru arabi, de pildă, pentru Ibn Arabi, pentru gândirea orientală, pentru că nu numai la Ibn Arabi, Henri Corbin a numit acest lucru imaginal, un spațiu intermediar între ceea ce nu există și ceea ce ar putea să existe. Un lucru care are și logică, pentru că așa cum Sfântul Duh suflă unde dorește, așa acest caracter al intrării în realitate a oricărui lucru, chiar a imaginarului, poate să fie, este, să spune, este altceva decât un metabolism al creației divine. Ei, am început să citesc Eliade cu alte ochi. L-am luat cu René Guénon, a fost în Franța, am primit o bursă după 90, am stat la Paris, am cunoscut pe Paul Barbaneagră, acolo. Paul Barbaneagră mi-a făcut cadou de ziua mea, dacă vreți să
știți că sunt geamă, nu se vă spun că sunt 28 mai născut, că suntem gemeni, adică. În 28 mai eram acolo și Paul mi-a făcut cadou exemplarul revistei Membra, pe care Eliade, când a plecat la Lisabona, l-a luat cu el printre cele aproximativ 60 de cărți. Vă dați seama, m-am gândit și l-am întrebat pe Paul, de ce a luat cu el revista asta? Și mi-a zis, zice, el spunea Schwabul, Schwabule, nu știu de ce a luat revista, pentru că nu e numele lui, el semna cu CRM în revista, care înseamnă MRG, sunt consoanele din invers. În 1934, în revista unui evreu, să semnezi articole în care tu povestești despre experiența ta în India, e ca și cum, nu știu cine să spun, ce scriitor de astăzi, Netzer de Wilde, ar semna sub pseudonim faptul că a primit Ursul de Aur la Berlin. Era atât de clar lucrul ăsta. Am fost prin diverse locuri, am fost la Sorbona, Paul m-a pus în legătură cu diverse persoane, am audiat cursurile lui Antoine Febvre, care are o catedră de istoria ezoterismului, prin ezoterism înțelegând un tip de abordare parareligios, care, fără să anuleze câștigurile religiei sau viziunea sau instrumentele acesteia, încearcă să vadă dincolo de ceea ce este aspectul acesta sentimental, aspectul religiei care, printr-un cuvânt mult mai bun, ar putea fi numit al devoțiunii. E, dacă vreți, logică pură. E o religie care dă la o parte tot ce înseamnă dramatismul grecilor cu personaje care au barbă, care mănâncă, înșală, fugul, se trădează și așa mai departe, și se referă strict la principii. Ei, cu doamna Françoise Bonnardel, așa, a făcut o teză de istoria de filosofia alchimiei chiar cu Mircea Eliade, dumneavoastră mi-a spus niște lucruri care m-au pus din nou pe gânduri și mi-a spus, Marcel, în Franța o asemenea teză nu ar putea fi făcută pentru că Franța, carteziană fiind, și având o viziune fetișizată asupra democrației și asupra a tot ceea ce înseamnă cuceririle Revoluției de la 1789, e greu să-l pui pe Eliade într-o asemenea formulă. Culianu mi-a spus atunci un lucru care mi s-a părut foarte interesant. Culianu nu a făcut altceva decât să placeze viziunea lui Eliade, să ducă mai departe și să intre în lucrurile care sunt erau mai puțin frecventabile, cum ar fi șamanismul, de pildă. Sau călătorile în lumea de dincolo, care tot asemenea presupune experiențe extrasenzoriale. Ei, s-ar putea că din această cauză, ea spunea, gnozele dualiste ale Occidentului, de pildă, nu au avut succes în Franța, pentru că vorbesc despre soteriologie, despre mântuire, vorbesc despre o aprehendare în sens inițiatic a unor lucruri, care în viața universitară sunt lucruri de inacceptat. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să caut în proza lui Eliade lucruri pe care el nu le putea spune în cercetarea lui științifică. Așa că m-am dus, cum se spune în armată, m-am dus glonț la secretul doctorului Honigberger, l-am citit convins că voi găsi acolo lucruri. Am găsit un lucru, nu e descoperirea mea, dar am săpat adânc ca să descoper motivul acesta al centrului lumii. În clipa în care Francis Ford Coppola a făcut filmul Tinerețe fără tinerețe, pe care vă îndemn să citiți povestirea, acolo e vorba despre niște lucruri pe care un personaj e trăznit în Vinerea Mare, iar el începe să
vă reamintesc, începe să întinerească. El este confiscat guvernului român de către hitleriști, care fac o serie de cercetări asupra lui, etc., etc., de aici lucrurile se complică. În secretul doctorului Honigberger sunt invocate două nume, Jung și Tucci, care la data respectivă erau foarte bine mersi, despre care Eliade vorbește ca și cum ei ar fi implicați în asemenea cercetări. Lucru perfect verosimil. Ba chiar se vorbește că Jung se deplasează, Tucci, cel care a scris teoria și tehnica mandalei, se va duce în India, se duce în India pentru ca să vadă ce este cu amnezia lui și cu vocile personajului care recită o serie de lucruri într-o limbă veche. Asta arată clar că falia dintre dimensiunea epistema universitară, care e una strict teoretică, și o epistemă de tip oriental, în care practica, caracterul operativ este privilegiat, s-a produs. Era. Ei, de aici până la citările lui Guénon, citările din René Guénon, citările din Ananda Kumarasvami, citările din Julius Evola, care într-un fel a vrut să fie ideologul mișcării lui Mussolini, o carte care s-a dus și în românește, Misterul Graalului sau Ideea regală ghibelină, personajul apare în cărțile lui. Și nu numai că apare, dar apare într-un fel de premoniție absolut ulburătoare. Secretul doctorului Honigberger este scris în 1940, apare în 19 trandafir, pardon, apare în 19 trandafir, apare un personaj care e în fotoliu, este în imposibilitatea de a se mișca, e paralizat. Varianta respectivă este scrisă în 1942-43, iar Evola va suferi un accident în urma bombardamentelor Vienei în 1945 și va sta în fotoliu el, cel care fusese alpinistul, care urcase pe cele mai mari vârfuri. Deci, Guénon, Evola, Kumarasvami, relația cu ghenonienii din România, cu două nume extrem de importante, Vasile Lovinescu, și cu care a avut o corespondență destul de superficială, dar mai ales cu Mihail Vâlsan, cu care se va întâlni la Paris, mi se pare, în 1945 sau 46, când stabilindu-se, încercând să forțeze stabilirea în Franța, încearcă să ia legătura cu mediile ocultizante. Printre ei, Pauls și Bergier, Pauls mai ales, cei doi autori care vor modifica, să zicem, peisajul spiritual al Franței, prin cult, publicând în 1962 o carte de mare răsunet, La dimineața magicienilor, o carte care este tradusă și ea. Astea au fost lucrurile care m-au îndemnat să văd unde se regăsesc asemenea drumuri, urme și semne ale trecerii. Pentru prima oară, apoi, am încercat să văd care e relația lui Eliade cu masoneria. De la o carte, de la o diatribă antimasonică, cartea lui din Portugalia, Salazar, în care masoneria este de vină pentru tot ce s-a petrecut în Portugalia, inclusiv pentru faptul că au oamenii platfus, până la textele din anii 50, de pildă, după ce îl cunoaște pe Dumezil, Dumezil un mason, Dumezil care vorbește în, să spunem, în cheie alegorică despre sistemul castelor, despre ierarhie și așa mai departe, un Dumnezeu care va mărturisi relațiile lui cu masoneria într-o carte, și textele lui Eliade
despre masonerie, care sunt, se regăsesc la un moment dat în documentele Marii Loși Naționale, râna de Marea Loși Națională a Franței, unde există urme ale prezenței lui ca și conferențiar. Dar m-am dus să văd și la comentarii la legenda meșterului Manole, de pildă. M-am dus să văd și în alte locuri unde Eliade se interesa. Era imposibil să nu fie interesat de masonerie. Tema nici nu a fost abordată până acum în literatura de specialitate. Pentru că era puțin probabil ca Eliade, fiind apropiat de dreapta, de Ionescu, Ionescu făcea alergie numai la gândul că se putea scrie masonerie. El scrie mereu confreriile constructorilor, vechilor constructori, confreriile vechilor constructori. El nu vorbește altceva decât despre masoneria operativă versus masoneria speculativă de la Anderson încoace. Ei, astea au fost, să zic așa, liniile pe care am încercat să le, să le fac. Ediția de față este mult adăugită. În mod normal, o carte ca asta, care, de care sunt și acum foarte nemulțumit, cred că o să o rescriu peste 5-6 ani. E firesc să o rescriu pentru că am pornit prost la drum. Am început să scriu o teză de doctorat. Într-o teză de doctorat trebuie să arăți cât știi. Într-o carte autentică arăți ce știi. E o mare diferență. Dar și pentru asta, așa cum există liposucții, așa de-a lungul anilor mai tragi din grăsimea, din trimiterile, din notele, din erudiție și rămâne ceea ce înțelegi. Dar să înțelegem mult mai greu decât să citești. Asta. Și cred că vine numai o dată cu vârsta, fără niciun fel de... Nu poți să scrii despre asta la 30 de ani. Pare rău. N-ai cum. E absolut imposibil. Toate lucrurile pe care le-am scris aici, le știam la 30 de ani. Dar nu le pricepeam. Se dea Dumnezeu să spun la 75 de ani că toate lucrurile pe care le scriu aici, le bănuiam la 57 de ani cât am acum, să mă... și să mă... Să spun la 75 de ani, în sfârșit am înțeles. De asta e lucrul important. Asta. Ei, nu știu, dar aștept întrebări. Cu mare plăcere. V-am ținut mult cu relațiile. Hai, de cap, mă, pe eternitate. Nu eram normal în cazul lui Eliade, care a avut niște despărțiri dure de multe din atașamentele lui, să se regăsească și în apropiere, după de ultima temă, de grupări masonice. Nu s-a despărțit, Simona, nu s-a despărțit de nimic. Eliade este unul dintre personajele care, cum se spune în franceză, fait semblant, se face că. Se face că se desparte. De fapt, are o... așa, Cioran, de pildă, a spus că i-a fost rușine de ce a scris. S-a dezis de textele lui legionare. Că, povesteam cu Simona, este... Editorul meu este evreu, Samuel Taste, Moshe Idel, care mă acompaniază cartea, este de asemenea un cel mai mare specialist în cabală și am avut dese discuții despre lucrul ăsta și cred că problema Moshe Idel, de pildă, e unul dintre cei mai minunați români pe care eu îl cunosc, în sensul că mi-a povestit toată că la 13 ani, când a aflat că pleacă din România, a învățat pe de rost creangă și volumul Plumb al lui Bacovia. Din Eminescu, cred că știe zeci și zeci de poezii, pentru că el fiind de... Asta îmi povestea un lucru extraordinar. Pentru un evreu, limba nu este un instrument
Nu-i o cazma cu care arunci cuvinte. Cum e pentru, nu pentru români sau pentru, în general pentru alte etnii. Este carnea însăși a existenței. Nu poți să vorbești cu semnale, cu sunete. Ele dând limba primordială, dând naștere lumii, ea are atâta putere și atâta adevăr în ea, încât nu poate să fie indiferentă la ceea ce este dimensiunea interioară, luminoasă, operativă și așa mai departe. Și mi-a spus că asta pentru el înseamnă e un fel de formă de magie cu care el își recuperează copilăria. Își recuperează dimensiunea aceea Edenului. Banalitatea, nu toți știm. Unor banalitățile sunt mai frumoase decât cele mai mari metafore. În copilărie am fost fericiți, ce să mai scăldăm ca mică. Nu? Asta e situația. E o formă de întoarcere în trecut. Ei, am povestit cu el și spuneam un lucru foarte clar. Valoarea unui scriitor nu e dată nici de semitismul sau antisemitismul lui. Să spui despre Iliade că a fost antisemit notoriu, este, asta discutam eu, nu povesteam, este tot atât de exagerat ca și cum să spui că nu a fost antisemit. A fost. Sunt texte ale lui care spun clar lucrul ăsta. Sunt forme din jurnal. Dar problema este că pentru mine, tot ceea ce am scris, nu doresc să fac valorizări cu instrumente străine de ceea ce înseamnă literatura lui. Sau așa cum scria Alexandra Lelele-Lastin, de pildă, că viziunea lui asupra masoneriei este una din cauza antisemitismului. Asta este aiurea. Masoneria nu se confundă cu evrei, invers, și așa mai departe. Nici reciproca nu e valabilă. Ori, povestea asta, în cartea despre ezoterismul lui Iliade, poate să aibă sens atunci când îți dai seama, de pildă, că comentarea Legenda Meșterului Manole sunt o carte despre sacrificiu în sens religios, dar, îmi pare rău să spun, viziunea, nu îmi pare rău să spun, trebuie să spun, este o fabulă legionară. Povestea cu sacrificiul acesta care construiește era textul legionarilor. Ce să facem? Asta e situația. Așa cum există în Noaptea de Sânziene, sunt vreo 40 de pagini în care vorbește despre lagărul de la Miercurea Ciuc și încearcă să găsească scuze diverselor personaje și așa mai departe. N-ai ce să faci. Istoria arată că astea sunt. Nu poți să spui. Sunt paginile din jurnalul lui Sebastian. Asta e. Ce să facem? Putem să spunem, să facem din Iliade de altceva decât a fost? Nu cred. Astea sunt lucruri care pot să creeze reacții. De pildă, cartea lui Lavastin. Întâmplător, Lavastin este nepoata unei dintre cei mai mari ghenonieni, a și fost la unchiul ei, vicontele de Lavastin, Filip de Lavastin, căsătorită cu o româncă, Artemiza Lavastin, căruia Petru Culianu, când a ajuns în Italia, îi trimitea scrisori. Biblioteca lui Lavastin, o bibliotecă de vreo 40.000 de volume, volume rarisime. Am fost și eu pe acolo să îmi
bag în sub bustă, văd tot felul de, de cărți, dar ea se, și asta i-am spus și lui Samuel, editorul meu, deși a fost editorul acelei cărți, Samuel, iritarea vine din faptul că la Vastin se comportă cu Eliade și cu Cioran și cu Ionescu în felul următor. Hei, tu stai acolo, stai acolo, stai acolo, ca și cum ar fi niște prunci cărora le spune, nu-i frumos ce faceți? E o carte cu țâfnă. Cultura nu e neapărat, nu stă neapărat în țâfnă sau în felul în care te referi la unele persoane. Există, dincolo de tot, o politețe a, a spunerii în lumea științifică. Și când polemizezi cu cineva, nu poți să, să îi spui bata mamei dumneavoastră. Cam așa era polemica. Dacă nu e așa, e așa. Uitați-vă și la cartea lui Boia, de pildă, despre intelectualii din decenul 3. Nici nu-ți trece prin minte că un Brătescu Voinești, ăla care își dădea cu capul de pereți că moare puiul, dumne, avea o chestie cu să trimitem pe evrei să moară în zeci de mii, că nu e nicio problemă. De fapt, ce problemă avem cu evrei? Nu? Să moară, să nu ducă în asta. Puiul ăla îi smulgea lacrimi de așa, iar evrei nu aveau nicio valoare. Adică erau așa, la română, iertați-mă. Sunt lucruri care, nu e subiectul cărții de față, dar tot vorbim despre lucrurile astea. Textele vorbesc. N-avem ce face. După cum, ca să merg pe cealaltă parte, este absolut idiot să vezi cum Sebastian îl roagă pe Nae Ionescu să-i scrie acea prefață. În care Nae Ionescu îi spune, domnule, Iuda patet, nu? Să, trebuie să sufere. Și dă niște... Mai bine, dacă eram în locul lui Sebastian, îi spuneam, domnule Ică, dați-mi, vă rog, 50 de pumni în cap decât să vă publicați textul ăsta. La publicat n-avea ce să facă. Ce s-o fi întâmplat în epoca respectivă? Ce-o fi fost cu lucrurile astea? Noi nu le mai înțelegem pentru că nu mai trăim aceeași paradigmă, e limpede. Așa cum nu înțelegem lucrurile care țin de, de trăirea religioasă. Și mi se pare firesc ca unul să-ți bată joc de Allah. Eu când văd, aud despre chestii că un caricaturist își bate joc de Allah, mi se pare jignitor să-ți bată joc de credința omului. Jignitor, fără de margini. Pentru că credința unui om este ce are el mai profund. Cum poți să vii tu și să-mi spui, fie că este Allah, fie că este Mântuitorul, fie că este... Eu consider ca o satiră. Tocmai asta este culmea, că așa se consideră că este doar o satiră, care nu face rău. Dar dumneavoastră cum credeți așa? Nu, dar zic, culmea este că așa este considerată, ca o satiră. Ca o formă a libertății. Da. Păi, orice libertate se definește în clipa în care este libertate, în clipa în care ea singură știe până unde merge. Nu? Este, cum zicea ăsta, marxistul ăla răspopit, realismul nețărmurit, despre un realism nețărmurit, un francez, care după ce a fost cu G. Garodi, care după ce a fost maoist, marxist, nu marxist, maoist, așa cam cum toată intelectualitatea franceză a fost în anii 50, erau de două feluri. Sartroiști și maoiști. Vorba lui Sartre, je conteste tout. Asta era aerul epocii, nu avem ce să facem, dar nu poți să, să fii liber câte vreme tu îți bați joc de ceva. Deci asta ziceam, că nu e, știi, nu s-a desprins de toate. Ce vreau să spun era că vis-a-vis de masonerie și de grupurile acestea care acționează
discret și nu secret. Și că, de fapt, era o circulație de idei care îl, maestrul Romii, deci modul în care vede, văd structurile masonice, arhitectura lumii. Da, toate teoriile astea despre lumea care e condusă de un suveran suprem, astea în toate spațiile geografice și peste tot, de la Agartha, Shambhala, Monarhul Ascuns, Dante scria despre lucrurile astea. Sufism și isihasm. Asta cu isihasmul și sufismul e un lucru foarte interesant. Pentru că eu cred că Avramescu, de pildă, s-a convertit la creștinism tocmai din cauza isihasmului. Da, isihasmul are, vorbește despre îndumnezeire, despre fapt, despre lumina increată. Vă dați seama ce viziune dogmatică se vorbește despre lumina, Hristos învăluit în taina zilei a opta, învăluit într-o lumină ce este ce precede dumnezeirii. Deci, aici toate capacitățile, mintea noastră este pusă într-un scurtcircuit total. Nu mai pricepe. De ce? Nu vorbește despre mântuire, vorbește despre îndumnezeire. Nu mai vorbește despre ceea ce creștinismul în mod constant. Și asta după ce, inclusiv Grigore Palama, a fost considerat un eretic. N-a fost ușoară venirea. Prima oară am citit Losky, de pildă, Teofil Losky, la 19 ani. Tot, sigur, mi-a dat părintele, nu mi-a spus să citesc. Și am încercat, am văzut apoi ce înseamnă viziunea dogmatică. Ce frumoasă e dogmatica creștină față de dogmatica catolicismului. Nu sunt lucruri, de spus frumoase, nu am zis mai adevărate sau... Deși firesc, eu fiind ortodox, simt lucrul ăsta. Dar intelectualmente vorbind, francezii l-au descoperit prin Olivier Clément, au descoperit ortodoxia. Pentru că toată povestea asta dogmatică și toată raționalitatea pe care creștinismul occidental o are, l-au determinat pe, de pildă, pe Guénon, aici un capitol destul de bogat despre Guénon, pentru că bibliografia e introbabilă în românește, să plece spre islam. Da, spre sufism, nu spre islamul neapărat pe care îl cunoaștem noi exterior. Cuvântul nu e corect. Nu e, de ce? Pentru că și Vâlsan, de pildă, Vâlsan de care m-a spus... Era muftiu în Franța. Muftiu, sigur că da. La Berna... El a devenit mucadam pentru Elveția, la Paris, apoi în România, Vasile Lovinescu a devenit mucadam. De ce? Pentru că dacă vedeți ce scrie despre sufism Vâlsan, ne spui că ești un ortodox în anii 50. Deci mult timp. El fusese economist la Chitila, a ajuns prin atașat economic în străinătate și acolo, prin Guénon, a descoperit islamul. Toți ghenonienii, cu excepția câtorva, cu excepția lui Avramescu, de pildă, au cam mers înspre islam. Cartea în librărie este 49 de lei, dar cum am trecut după podul de fier, s-a făcut 35. Că prin librărie pierdem 40%, plus mai mult și om cu știi, dar... Se plătea banul. Și probabil că de aia s-a schimbat. Ați întrebat, da? Da. Poftiți să autografe și la întrebări mai... Aș vrea să întreb, dacă sunteți grăbiți să nu vă rețin prea mult, dintre cei doi care și dumneavoastră în cărțile anterioare ați spus de Guénon și de Julius Evora, care credeți că ar fi, să spunem, calea care a fost mai bună de urmat
a gândiștilor care nu au avut, nu au vrut să fie implicați într-o revoluție metafizică, inclusiv da. Cu implicare politică, sau cei de partea lui Iulius Evola, care până la urmă au sfârșit în a teoretiza fascismul italian și așa mai departe. Eu cred că studiul metafizice și realizarea spirituală nu are nimic cu politica. Să ne ferească Dumnezeu de oameni dar, care... Dar părerea mea, mă scuzați, eu cred că una dintre marile tragedii ale secolului 20, inclusiv nazismul, este datorat faptului că s-a interpretat greșit și începând de la trunchiul lor, de unde a pornit și Guénon și, și Rudolf Steiner și Annie Besant și Ledbetter și așa mai departe, au interpretat-o greșit pe Maria, Elena Maria Blavatsky. Acea mistică din anii de la sfârșitul din 1870. Despre Blavatsky, Guénon a scris o carte absolut de roman poliției, se numește Le Théosophisme, istorie de pseudo-religion, în care povestește cum a fost căsătorită persoana respectivă, Olga Petrovska, Blavatsky, așa, cum a creat ordinul teozofic, cum s-au desprins de ea, cum, cu Olga... Marele scandal. Exact, cu marele scandal cu Krishnamurti, ce, cum a devenit... Și de ea s-a ocupat și spiritismul. Și despre eroarea spiritistă sunt două cărți. Guénon nu numai că n-are nimic cu ei, nu. Dar este cel mai important igienizator. Nici unde Guénon nu vorbește despre implicarea politică. Ceea ce a făcut Evola, de pildă, a modificat sistemul castelor. Dacă în India sistemul brahmanic este urmat de clasa războinicilor, de kshatriya, și asta este ordinea firească, autoritate spirituală, putere temporală, la Evola e invers. De ce? Pentru că el vroia să vorbească despre o mitologie a războinicului. Evola, în opinia mea, Eliade este foarte apropiat de Evola ca spirit. Evola a fost și scriitor avantgardist, pur și crur, revistele la care a și scris. Evola a fost vivere periculosamente, era, să zicem așa, deviza lui pe care o și ilustra. Toți huliganii lui Eliade, de fapt, sunt evolieni în viața civilă. Dar Evola nu a făcut altceva decât să folosească aceste lucruri pentru a justifica o teorie a raselor, care este cea mai îngrozitoare formulă de a împărți lumea nu pe criteriul spiritual. Lumea nu se împarte pe criteriul, lumea se ierarhizează. Ori el, în loc să ierarhizeze, a vrut să împartă. Cine împarte, face asta nu dintr-o viziune, ci dintr-o socoteală. Ori Guénon nu împarte, ci ierarhizează. Vorbește despre ierarhiile lumii și despre dispariția ierarhiilor. Ori Evola, în opinia mea, este un pseudo-gânditor tradițional. El folosește și titlurile ale lui Guénon despre Rivolta contra il mondo moderno, de pildă, Revolta împotriva lumii moderne, și așa mai departe. Sunt lucruri care intră în politic. S-a spus că, de pildă, Vasile Lovinescu ar fi fost primar legionar la Fălticeni. Din arhive, am vrut să văd... A fost primar, dar n-a fost legionar. N-a fost legionar. Da, nu a fost legionar. A fost simpatizant legionar. El nu a... am văzut un document din 1940. Mi l-a trimis cineva personaj pe care îl știți, de Vulcan. Nu ca să... el a fost în perioada respectivă la Frăticeni. A avut dosar de urmărire și personaj. Da. Dar foarte implicat în povestea asta. Da, deci asta vă răspund. Nu, asta nu are nicio legătură cu politica. Politica nu face altceva decât să pună oameni în care mulțimile se recunosc perfect. Eu despre Parlamentul României de acum cred că reflectă exact ceea ce România este în momentul de față. Intelectualii n-au găsit de cuvință să-și facă un partid,
pe de altă parte, intelectualii au fost pauperizați continuu și distruși ca formă de coagulare. Ce putem să facem noi intelectualii? Cu ce? Cine ne... pe noi, profesorii, de pildă, dau un exemplu. E cineva care s-a dus acolo să spună ceva despre profesori, cum... mi-e și rușine să vin să vând cărți, vă jur. Dacă mă întrebați cum... mie mi se pare că să cumpere o carte în ziua de astăzi este o aventură. Pe ce bani să-ți cumperi cărți? Păi ca și cum iei unui om sângele și tu vrei să fie, să meargă mai departe. Un intelectual trăiește din cărți. Trăiește din dichis. Dichisul lecturii. Ce să faci astăzi? Un profesor de liceu e... Am fost profesor și eu în 79-82, am terminat facultatea 3 ani și vă jur că mă simțeam mai bine decât se simt astăzi un profesor, pentru că nu mai e nimic. Înainte, un profesor avea lumina asta a intelectualității într-o lume care era anti-spirit. Comunismul asta a fost, de fapt. A vrut cu orice preț să dărâme spiritul. Numai că, vrând să-l dărâme, a creat o reacție. Noi ne refugiam în cultură. Acum, unde să te refugiezi? Numai sticla de rom ieftin. În rest, unde să te refugiezi? Să culești căpșuni? Să te... Vorba lui... Cum l-a chemat pe Miciurin? Nu știți cum a murit Miciurin. O căzut din căpșuni. Să stăm la umbra unui căpșun. Unde să mergem? Pe cine sunt, cei care ne reprezintă în Parlament? Exact cei care sunt după chipul și asemănarea noastră. Asta este exact. E un principiu hermetic. Nu ceea ce este sus, este și jos. Nu? Hermes Trismegistos. Nu poate să fie. Ne uităm la fotbal. Nu? Fotbalul să fie diferit față de societatea românească. Iertați-vă. E ca și cum eu aș avea o mână al lui Brad Pitt și restul ar fi al lui Tolcea. Am încercat, dar nu mi-a reușit.